După multă trudă și efort, mi-amintesc că ziua deschiderii toată lumea era plină de bucurie pentru felul în care Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru. Ziua deschiderii pentru mine și cred că și pentru ceilalți, frații mei în Hristos. A fost bucuria aceea a faptului că Dumnezeu ne-a călăuzit. Dumnezeu a lucrat prin niște oameni cu resurse puține. Am văzut ca o minune tot ce s-a întâmplat aici. Ceea ce ai văzut ani de zile pe hârtie sau în povești sau în cărămizile care se descărcau sau așa mai departe, în sfârșit s-a realizat și vedeai cu ochii că visul și ceea ce toată lumea a visat se prinde contur și există într-adevăr. Pentru mine, deschiderea bisericii a reprezentat un lucru ceva extraordinar, o binecuvântare de la Dumnezeu pentru mine și pentru toată familia mea. Era ceva special, ceea ce fiecare simte în inimă momentul acela, nu se poate descrie, ceea o bucurie în care simți că Dumnezeu își împlinește planul său. Deci pentru mine a fost un început, pentru mine personal, pentru că nu simțeam ceea ce probabil cei mai mulți din biserica de atunci simțeau, trecerea de la bisericuța mică la această clădire extraordinară. Eram undeva sus la balcon ziua deschiderii și era așa de plină biserica încât nu se vedea aproape nimic jos. Eram foarte curioasă ce se întâmplă jos, cine cântă, cine predică și țin minte că la un moment dat am auzit corul, însă nu-l vedeam. A doua oară când s-a anunțat că va cânta corul, mi-a făcut cumva loc, astfel încât să văd măcar corul. Țin minte că erau îmbrăcați toți în albi și cu eșarfe roșii surorile. Mi-a plăcut așa de mult încât cred că atunci am zis, de aici încolo vine aici la biserica aceasta. I don't think I'll ever forget the day of dedication. This room was filled to overflowing. There were people standing in the back and it was a great day of worship and celebration. Not only for the life of this church, but in my own heart, what a great day of worship that was. Cu surorile și frații ne-am străduit și cu nădejdea și cu credința, numai prin credință s-a făcut ceea ce s-a făcut. Prin credința în acela care poate totul. Nu a fost ușor, dar prin credință și nădejde, nădejdea unei răsplătiri, am biruit. Călătoria mea în România și la biserica voastră a fost cunoscută de Dumnezeu încă înainte de a fi realizată și El a fost cu mine de-a lungul drumului. A fost emoționant să văd noua biserică în construcție, înălțându-se tot mai mult în fiecare an când veneam în vizită în România. Și știu că deoarece oamenii sunt cei care formează trupul lui Hristos, nu construcția, veți continua să creșteți în dragoste, în părtășie și în adorarea celui Sfânt, care a făcut toate acestea posibile. Fie să continuați lucrarea Domnului Iisus, Marea Trimitere din Matei 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Sunt implicat cu lucrarea de misiune a bisericii. Avem două puncte de misiune de vreo 2 ani de zile, una la Sânger, unde mergem o dată pe săptămână, sâmbăta, ne petrecem timp cu copiii, învățăm din Biblie și facem de asemenea programe cu ei. Această lucrare este în colaborare și cu o echipă din America. Și în Republica Moldova, într-o bisericuță din Risipeni. Îmi doresc foarte mult ca pe viitor să crească biserica din Sânger cu noi membri. Dorim să ne apropiem tot mai mult de copiii din aceste localități care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca atunci când vor fi mari să poată să decidă, să se decidă și ei pentru Domnul Iisus Hristos. Ne pregătim să avem un nou program cu copiii din Sânger, vom face o scenetă de Crăciun, iar cu grupul nostru de rugăciune dorim să ne implicăm mai mult în activitățile bisericii. Deja mulți dintre membrii grupului au început să se integreze în noi lucrări din biserică, să-și facă simțită prezența aici. Am vrea să apărăm
și în biserică mai mult ca frații să ne cunoască. Oportunitatea mea principală în Biserica Betel a fost lucrarea cu copiii, care a mai fost implicat înainte de a veni în Betel. În lucrarea Oana încercăm să ne orientăm înspre copiii care nu sunt din biserică și prin intermediul acestei lucrări să-i aducem în casa lui Dumnezeu pe ei și pe familia lor. Dorința noastră pentru grupele de copii este ca acești copii să-L cunoască pe Hristos, ca și Domn și Mântuitor personal, să crească împreună spre de acea desăvârșire, iar în acei ani care stau la grupele de copii, 6, 7, 8 ani cât sunt, să se uite în urmă, să poată spune că într-adevăr a fost o creștere spirituală pentru ei și a meritat să vină. Am dorit să întărim echipa cu care lucrăm, să găsim oameni serioși și dedicați lui Dumnezeu și am vrea în special într-adevăr să dezvoltăm segmentul acesta a copiilor care vin din afară și să ajungem la familiile lor și să-i aducem în Biserica lui Dumnezeu. Scopul pentru care am pornit lucrarea pentru frații în vârstă a fost oarecum pentru a le face lor cunoscut faptul că biserica ține la ei, bisericii îi pasă de ei. Astfel am format un mic grup de tineri care merg în vizite și care încearcă să lege o relație cu acești frați în vârstă. Revista Bisericii a apărut ca și o nevoie a noastră de a afla unele lucruri despre noi, și anume anumite experiențe prin care Dumnezeu ne-a trecut, și pentru că duminica nu-i timp ca să le spunem pe toate în biserică, revista e un loc în care putem să împărtășim aceste experiențe prin care Dumnezeu ne trece. Lucrarea media este o lucrare mai nouă în general pentru toate bisericile și ceea ce își propune ea este să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul tehnologiei. Cu alte cuvinte, noi o să încercăm să facem disponibile serviciile bisericii prin intermediul internetului către cei care fie nu pot veni la biserică din motive de sănătate sau pentru că sunt plecați departe de biserică, de țară, fie sunt prieteni ai bisericii și poate încă nu ne-au cunoscut și nu au curajul să o facă. Ne propunem ca fiecare persoană din biserică să aibă cel puțin o mărturie sau un interviu pentru revistă. Cel mai mult ne dorim ca lucrarea noastră să reușească să adune oameni în cadrul bisericii. Prin echipa pe care Domnul a îngăduit să se formeze, încercăm să ieșim și în afara bisericii, să spunem oamenilor care nu au curajul poate să vină în biserică, să ne urmărească pe internet și ne rugăm pentru ei ca Domnul să le deschidă inima, să-i cerceteze și să-i aducă în biserică între noi și să-i mântuiască. Dorința mea pentru această lucrare este ca membrii corului să ajungă la un nivel de slujire nu doar muzical, ci un nivel de slujire în care să fie un ajutor pentru frații din biserică, în primul rând, dar și pentru societatea în care trăim. M-aș bucura foarte mult ca toți membrii corului să aibă o poveste a mântuirii personală pe care să o poată spune, să o poată mărturisi oricând. Ceea ce îmi doresc pentru cor nu este să facem doar muzică, ci este să ne apropiem de Dumnezeu și să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu pe mai multe planuri. În mod special în misiune și la asta vom lucra mult în viitor. Lucrarea de închinare la tineret e o lucrare specială, deoarece tinerii au un mod special de a se închina lui Dumnezeu. Noi ca și tineri de multe ori ne focalizăm spre ce auzim, ceea ce ne place. La închinarea adevărată este în duh și în adevăr și aș vrea să nu pierdem esența asta ca și tineret. M-aș bucura să avem o mai largă parte de slujire prin evangelizări, prin misiuni pe care să le facem și să fie corul nostru un loc de școală, de slujire, un loc în care Dumnezeu să fie preamărit. Viziunea noastră este să învățăm pe copii de mici să slujească, să învețe că a veni la biserică nu înseamnă doar a sta și a asculta, ci înseamnă a participa și înseamnă a duce cuvântul mai departe și asta încercăm să facem și să imprimăm în copii, să înțeleagă că ei, cât de mici sunt, pot să slujească Domnului. Sperăm ca aceste cărți pe care oamenii din biserică vor avea ocazia să le împrumute să fie o încurajare pentru ei,
să poată crește spiritual atât tinerii cât și oamenii care vin de ceva vreme în biserică, dar chiar și cei care sunt proaspăt convertiți. Avem cărți și pentru copii și sperăm ca toate acestea să îi ajute pe oamenii care vin în biserică să crească tot mai mult.